astăzi vom discuta despre răceală și gripă. Ca să nu vă îmbolnăviți de gripă, prima, ce trebuie să faceți? Corect. Permanent, foarte des, în timpul zilei, spălați mâinile și important cu săpun. Că pur și simplu apa nu distruge virusul, important să fie săpun. 2. Ce faceți încă? Corect, să mâncați produsele acestea care conțin vitamina C. Ceapa, usturoiul, lămâia și așa mai departe. Fructe, da, și în fructe se conține foarte mult. Și aș spune că și pomușoare și mure, ele conțin cel mai mult, adică vitamina C. Ceai cu lămâie, ceai cu măcieș, da, spate și cu din zmeură. Și încă este important, ca să nu mă lipsiți pe colegii voștri, atunci când strănutați, puneți mânuța la gură, vă rog. Că dacă strănutați, virusii iesă din gurița voastră și se duc la toți ceilalți care sunt în apropiere. Nu mănânc la întâmplare, doar așa pot crește mari. Dimineața cereale dă puterea cea mai mare. Pentru cel ce somnul prinde sunătăr, crești puternic când mănânci. În acord cu cadrul didactic, am decis ca să informăm atât copiii cât și părinții despre metodele de prevenire a infecțiilor virale, mai ales că ne aflăm în perioada când aceste infecții virale acute își fac locul printre copii și printre maturi. Proiectul constă într-o serie de activități zilnice pentru copii, activități interesante și activități captivante, inclusiv și cu surprize, precum a fost cea de astăzi. Ne străduim ca de la această vârstă, la copii, să implantăm în sufletelul lor o semințeală cea mai importantă pentru viața omului, numită sănătate. Proiectele acestea de informare a copilașilor în privința alimentației sănătoasă, în privința prevenirii unor răceli sau gripă, sunt foarte binevenite. Și prin aceasta noi contribuim la fortificarea generației tineri din Republica Moldova.